Eu sunt Camelia și astăzi am să vă arăt cum se fac aceste gugoșele din aluat declătite cu puțin praf de copt, prăjite în ulei. Să vă arăt ingredientele care ne trebuie. O să avem nevoie de un ou, un praf de sare, o lingură de zahăr, circa 16 grame, un pliculeț de vanilie sau zahăr vanilat, ce aveți prin casă, esență de vanilie, praf de copt, cam o linguriță, făină, 140 de grame de făină și lapte. 100 de lapte. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin. Un concastron. Am să pun ulei. Cu zahărul. Cu vanilie. Am să adaug și praful de sare. Acum o să amestecăm puțin. O să adaug și un pic de făină. Praful de copt. Adaug și puțin lapte. Amestecăm. Adaug și restul de făină. Trebuie să fie ca un aluat de clătite. Un pic mai gros. Eu așa l-am făcut. Să adaug și restul de lapte. Și amestec. Amestecăm bine, să nu aibă cocoloșă. E un pic mai gros decât aluatul de clătite. Este gata. Ia uitați-l. Cât se odihnește, o să punem o tigăiță pe foc, puțin ulei. O să dau deoparte. Punem o tigăiță pe foc și o să punem ulei.
acolo e flori în sol. Să prindem focul. Uitați cât se încălzește uleiul. Aceasta este una dintre forme. O să începem cu acesta, cu această formă. Așteptăm să se încălzească uleiul, între timp se odihnește și aluatul. Mai amestecăm puțin. Aluatul este un pic mai gros decât cel de clătite. O să pun prima formă să se încălzească. Și acum băgăm în ulei. O punem pe hârtie care absorbe, pe un șervețel. Acum băgăm în ulei. Așezăm aluaturi. Uleiul a început să se încălzească. Scoatem din ulei forma și o introducem în compoziția noastră. Și acum în ulei. Acum am să schimb forma, să facem și un fluturaș. Îl punem așa să nu ne frige și o scoate. Să punem fluturașul.
Punem în ulei. Și așteptăm să se încălzească. Să le presurăm cu zahăr. Eu vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Vă doresc o seară frumoasă și multă sănătate. La revedere!